Deci, se desfac cele două șuruburi de pe dedesubt, unul aici, unul aici. Se ridică capacul cel mare în sus, se trage în față și apoi avem capacul din față, are două șuruburi jos, două sus. Și apoi avem acces la interior și aici vedem o VSP și altele pe aici, care au ajuns ele foarte frumos pe aici și un păianjen pe acolo, pe în spate. Și nu vreau să mă gândesc și o să fie în camera de ardere aici. Se desface cu astea două șuburi, se dă capacul jos și se curăță de cenușă. Cam atât deocamdată. Și aici se dă capacul jos la camera de ardere, se curăță de cenușă acolo, se dă cu un șmingel foarte fin pe electrozii de pornire, se poate da jos ventilatorul, absolut totul se poate accesa de aici. Și am găsit și problema care o aveam eu. Tubul, unii zic pe tot, alții, uite, am luat absos acum. Tubul prin care se sizează centrala, sper să nu greșesc, că ventilatorul funcționează, era foarte puțin aici, așa, îndoit. În momentul în care am mișcat de el, s-a rupt. Mai era foarte puțin prins. După cum observați, tubul din interior s-a rupt aici la mufa de prelungire, ca să zic așa. Asta e toată problema, mai muncă sigur. Urmează să-l schimb și să curăț pe aici și apoi cred că o să funcționeze perfect. Vă mai recomand, asta am făcut eu în trecut, să desfaceți ventilatorul și să-l curățați de funingine. Asta e pala din interior de răcirea bobinei lui și are o altă pală mult mai mare înăuntru pentru evacuarea gazelor arse. Bineînțeles, la mine început să iese urâie mai acum 2 ani, după vreo 7 ani de muncă, în care n-a fost servisată niciodată, se desface foarte simplu de aici, așa, nu trebuie să dați coșul jos în niciun caz, și curățați de funingine palele foarte, foarte bine. Așa, dacă aveți și un compresor e și mai bine, dacă nu cu o pensulă dați asidu pe acolo, ca să nu se mai descentreze. De acolo apare și vibrația și uruitul ventilatorului când pornește. Și doi la mână, ce am mai făcut eu, de obicei una din garniturile astea trei se uzează mult mai mult, de obicei asta de jos. Și se poate schimba cu una din cealaltă poziție, să se uzeze cât de cât uniform sau chiar, uite, văd că acum se poate și roti. Așa. Și doi la mână, dacă avem un ulei foarte fain, nu știu dacă ajută la ceva, dar eu zic că da, să ungem axul, cel puțin la rulmentul din spate. Din câte văd eu, cred că și ventilatorul meu este cu capace, cu rulmenți detașabil, ceea ce este super bine. Asta e un variant centrala. Cam atât deocamdată. Cam așa arată camera de ardere la mine. Nu arată minunat, dar încă funcționează perfect. Așa. Acum un an jumate, când am un an și 9 luni, când am curățat-o, era super multă cenușă, super multă cenușă. Trebuie dat cu peria și pe aici, bineînțeles, dar super multă cenușă. Oricum și acum s-a mai strâns un pic. Trebuie făcută cât mai bine. Pe aici, prin acele găurele longitudinale, iese gazul. Și, de fapt, flacăra. Și ele trebuie să fie perfect curate. Cam atât. Ca să vedeți câtă funingine poate să fie aici, peste tot, o să vă arăt imediat, pornesc respiratorul.
așa mai departe, fără să folosesc peria. Nici măcar asta n-am folosit-o. Doar ce trage el. Dar o să folosesc și asta și o să arate total altfel ulterior. Așa. Deci. Asta este tubul. Care s-a rupt. Da. Am impresia că ăsta se sparge plasticul din cauza gazelor aerului destul de fierbinte care vine pe aici. Ori l-au pus ca un limitator de care o anumită grosime, o grosime mai interioară mai mică decât tubul, care e sensibil mai gros. Bine, aici e un pic umflat. Așa. Puteam să-l pun așa, să-i pun niște folie de aluminiu peste el și după aia să leg cu două tricoliere, adică să-i fac o românească. Numai că nu știu cât de bine ar fi. Pe el, ca idee, scrie pe tubulețul ăsta norma 3 și aici scrie GS4. Să vedem mai exact. Da, norma 3 și în partea asta altă scrie GS4. Ar fi fost perfect un micrometru. Da, nu putem cu ăla. Are 2,6 mm interior. Cred că are 3. Ia să punem pe 3. Am impresia că e destul de mult 3. Cam 3. Ia să vedem partea asta alta. Dar aici și aici e. Da, maxim 3 mm are interior. Și am găsit acest tub. Nu mă întrebați de unde. Are un cap aici, trebuie tăiat. Am o mini freză din asta din Lidl. Aici e în interior. E suficient. Problema e că ăsta are dimensiunea interioară un pic mai mare. Și s-ar putea să dea eroare ceva la calculatorul, la placa de bază a centralei. Ăsta are... A, nu e mare diferență, are 3,3, ceva de genul ăsta, 3,4. Și suficient de lungueț cât să punem și două coliere și să fie tot ok. Cam atât deocamdată. Așa, bineînțeles că dă-i meseriașului mintea de pe urmă. După ce am tăiat cam un milimetru din cap, am sezizat că de fapt era mai plin și am sezizat că era mult mai simplu să-i dau o gaură cu un burghiu. Da, na, ce să faci? A dat o gaură cu un burghiu de 3, așa, am șlefuit pe aici frumos și cam asta ar fi. El înăuntru cam așa arată, da? Sper să fie ok ca limitator de flux de aer, că cred că asta face drecia asta. Și cam atât. Punem și probăm. Cam așa arată. Fix aici se îmbină. Stă foarte bine și așa, dar stresul din cap nu ne lasă să nu punem și două coliere. Am curățat pe aici, ventilatorul se învârte foarte ușor. Trebuie să oprească foarte ușor în momentul în care se oprește. Ca să zic așa, să nu se oprească, de exemplu, se și tu, dintr-o dată. Trebuie să o meargă ușor. Așa, aici am curățat, am făcut super boboc, cât s-a putut. Dar e foarte bine. Aici a curat peste tot. Așa, o să vă mai spun o treabă. Aspiratorul o să trebuiască să-i schimbați filtrele ulterior cu totul, fiindcă e cenușă și se îmbăxesc maxim. Poate nu se vede, dar aici e foarte curățat față de cum era înainte. Electrozii și ei luați cu șmirghel frumos.
Și cam atât. Și centrala funcționează absolut perfect. Acum e doar pe încălzire. Este în modulație. Fiindcă ăsta e avantajul de a avea un termostat inteligent și mai ales ăla de la Voyant, pe care am dat o tonă de bani. Și merge perfect. Și fâsie, ca să zic așa, că nu fâsie, că dacă fâsie e o problemă, perfect. Mulțumit de treabă!